Bine v-am găsit la horoscopul de joi, 12 octombrie. Știți bine că există horoscop al săptămânii pe rol în care vorbesc și despre evenimentul de astăzi. Și acest eveniment este intrarea lui Marte în Scorpion. Scorpionul are două planete guvernatoare, Pluto și Marte. Dar totodată Marte are două case de domiciliu. Berbecul și Scorpionul. Acum intră într-una din casele lui. El e cu două case. La fel ca Venus și la fel ca Mercur și la fel ca Saturn și la fel ca Jupiter. Toate aceste planete au câte două zodii pe care le guvernează. Marte în Scorpion este vulcanic, este puternic, este autoritar. Încât o să simțim un pic energia Scorpionului care nu s-a mai simțit de multă vreme, de vreun an de zile, mai bine zis. De când anul trecut, cam prin toamnă, treceau alte planete pe aici prin Scorpion, dar Marte n-a mai fost de 2 ani. Anul trecut am avut și eclipse pe zona Scorpionului, acum nu o să mai avem pe Scorpion, o să avem pe Balanță Berbec de acum înainte. Și o eclipsă chiar la sfârșitul acestei săptămâni, despre care evident am vorbit în horoscopul săptămânii pe rol, în horoscopul lunii octombrie și în astrodrama lunii octombrie. Astăzi, despre Marte, el este vedeta, Marte care deschide uși, dă cu piciorul, cu bocancul în ușă și obține cam tot ce își dorește. Foarte energic, foarte two-paced, foarte agresiv, da, poate fi și o doză de impulsivitate, de nervozitate, că de ce am și spus că este vulcanic. Când e lumea mai dragă, Marte explodează, e o bombă sub picioarele noastre. Încât până pe 24 noiembrie, când va ieși Marte din Scorpion, suntem totuși pe un teren minat. Nici nu știm când ne sare țandăra, când ne enervăm, când alții sar la gâtul nostru din diverse motive. E o energie de război. Pe cât de calmă era energia în Balanță, unde am avut câteva zile, trei planete, de azi înainte începe și un pic de război pe aici pe acolo. Dar poate nu chiar atât de rău. Cu încă niște planete în Balanță până pe 23 octombrie. După care vor intra toate grămadă în Scorpion, deci final de octombrie, din nou, energia Scorpionului va crește din momentul în care și Mercur și Soarele vor veni după Marte. Marte e deschizător de drumuri, el animă atmosfera, el este trupa de rock, că chiar e de rock cu Marte, este trupa de rock ce încălzește publicul înaintea unui mare concert. Ne turăm motoarele, ne apucăm de o activitate în care e nevoie de energia Scorpionului. Schimbare, transformare, punct și de la capăt, luptă, energie, autoritate, nervi. Nervi la modul pozitiv, pentru a ne atinge niște scopuri. Scorpionul de multe ori uită de orice scrupule, el trece peste orice. Și poate toți avem nevoie să trecem peste niște piedici, că totuși este și o perioadă cu piedici, cu niște opoziții, care clar că ne mai taie elanul din când în când, dar cu Marte acolo o să dăm cu ușa de perete, acolo unde e nevoie, evident, că putem să dăm cu ușa de perete și unde nu e nevoie, să ne mai enervăm, să ne mai țară țandăra, este foarte probabil. De aceea până pe 24 noiembrie, tiptil, sau și mai tare după 23 octombrie, când vine aici și pleiada cealaltă, Mercur și Soarele, așa, țin trena lui Marte. Dar până atunci mai avem. Atât am de zis în introducere cu Marte în Scorpion. Dați drumul la motoare, acolo unde simțiți nevoia de acțiune, de curaj, să vă apucați de o activitate în care parcă n-ați fi făcut-o din diverse motive, erați indecis. Un Marte în Scorpion este ferm, este tranșant, e categoric, dacă își propune ceva, face, nu se lasă. Ăsta e sentimentul unui Marte în Scorpion, nu mă las, orice ar fi nu mă las. E diferită energia lui Marte în Scorpion decât a lui Marte în Berbec. Și Berbec este foarte curajos, este alta atitudine a unui Marte în Berbec.
de a fi primul, e, Marte în Scorpion, poate nu-și dorește neapărat să fie primul, cât să-și atingă cu orice mijloace scopurile. Și când am zis orice mijloace, orice mijloace, chiar și ilegale, chiar și imorale, chiar și incorrecte, cu orice preț Marte ne îndeamnă, ne ajută, ne susține, ne stimulează, ne împinge de la spate să ne atingem niște scopuri la care e greu de ajuns. De obicei sunt ușor intangibile, dar tocmai asta va face să ne ajute să atingem chiar și imposibilul. Acum vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente. Nu uitați de toate celelalte horoscoape pe care vi le tot recomand. Le găsiți pe toate și atașate la acest video, dând în jos pe telefon le găsiți acolo sau pornind de pe pagina de plecare de pe acest canal de YouTube, veți găsi tot ce este nou și evident și în arhivă și playlisturile dedicate. Ca să nu mai vorbesc de acvaria.ro, care este tot una cu acvaria.com, adică site-ul în care veți găsi cumulate toate aceste filme de-a lungul timpului, în arhivă și tot tacâmul. Vă doresc un Marte autoritar și energic și tranșant și curajos și să răsturnați munții acolo unde vreți musai să vă atingeți scopurile. Voi, berbecii, aflați ceva. Ajunge la urechile voastre o informație, dar care până acum v-a fost foarte inaccesibilă. Poate vorbea lumea, erau ceva zvonuri, bârfe de culise, dar nimic clar, concret. Și aveați nevoie de această informație care vă era bine ascunsă. Ei, ați săpat ceva. Sau poate chiar acum faceți niște cercetări. Săpați așa după adevăr și descoperiți. Dar vă liniștiți. Ăsta este și scopul pentru care săpați după informația respectivă. Era o îndoială acolo, era ceva care vă măcina, era ceva care vă consuma pe interior foarte tare și până nu aveați confirmarea respectivă, că-i da sau că-i nu, un anumit lucru, stăteați ca pe ghimbi. Se face lumină așadar, aprindeți o lumină acolo în beci, vedeți ce este în beci, vedeți ce este în pod, cam asta e senzația, domnule, e ceva în pod sau e ceva în beci, mi-e frică și nu m-aș duce. E, vă luați inima în dinți și vă duceți în pod și faceți lumină, cu o lumânare, așa vă uitați. O căutați cu lumânare, clar, dar măcar descoperiți. Poate ați auzit ceva bizar, poate așa o fantomă că umblă prin pod, e, metaforic ceea ce spun. Nici vorbă să vă duceți în pod să căutați fantome, dar era ceva acolo care vă întrebați oare nu cumva, care genera teamă, genera instabilitate, genera necunoscut, stăteați ca în gară fără să știți lucrul ăla. Și iată că dați peste informația cu pricina, căutându-o, evident. Ați întrebat în stânga și în dreapta, v-ați informat, v-ați dus la un curs, da? Poate e și o perioadă în care învățați efectiv la o școală ceva și, în sfârșit, primiți de acolo o, poate chiar o diplomă, o recunoaștere sau măcar informația aia pentru care v-ați dus la cursul ăla. În momentul când v-ați înscris la cursul ăla, v-ați dus să deprindeți ceva, o anumită dexteritate, o anumită informație, o anumită pricepere și iată-te. Ați învățat-o, ați repetat-o, ați fost la atâtea cursuri, ore din cadrul cursului și uite, puteți arăta pentru ce munciți voi de ceva vreme. Da, poate fi și o muncă, un efort, nu neapărat un proces de acumulare de informații. Ați muncit, ați muncit, ați săpat, ați săpat, dar se vede pentru ce ați săpat. Și acum puteți ieși la lumină cu roadele muncii voastre și vă liniștiți. Uite, domnule, sunt ok. Poate primiți și niște aprecieri pentru ceea ce ați realizat, dar e sentimentul ăla de satisfacție că ați ajuns unde v-ați propus. Taurul, cu Marte acolo în Scorpion, o să puneți foarte mult preț pe colaborare. Nu e exclus pentru unii să se nască șansa unei colaborări noi, unui parteneriat nou, unei activități în legătură cu alții, cu altă persoană, cel puțin altă persoană, din care fiecare vine la mijloc cu ce stă în puterea sa. Unul cu bani, altul cu timp, unul cu informația, altul cu altă resursă. Și clar că și voi veniți cu o resursă în toată povestea asta. Depinde ce aveți voi acolo în traistă.
Da? Și celălalt vine cu ceva întreaste. Poate la început se naște o mică o competiție acolo. Da? Vă adunați mai mulți la oaltă. Dar poate, dacă e ceva nou, abia acum vă cunoașteți, încă este o doză de aia de infatuare, de ego, să arate fiecare care e mai comod, care e mai grozav, mai ales dacă e vorba de un anturaj profesional, de exemplu, în care vă adunați mai mulți oameni și veți conlucra, e momentul ăla când fiecare trage pe turta lui, arată, strălucește, se laudă, se uflă în pene și puteți da de astfel de oameni. Ori voi sunteți cel care are cu ce se lăuda, ori dați peste astfel de persoane în mediul respectiv care, mamă ce grozav, ce cocoș se dau. Poate pe merit. Poate ieși o colaborare fructuoasă de aici, poate una foarte competitivă, în care fiecare o să dea ce are mai bun, vă pune mintea la contribuție, vă puneți osul la treabă și în perspectivă, nu imediat, probabil în vreo lună de acum încolo o să se arate și rezultatele foarte promițătoare. E ceva care pregătește un nou început. De aia se adună, să zicem, acolo un grup de persoane, cum am spus, minim doi, se poate să fie vorba și de cuplu aici, de iubire, se adună niște oameni, doi oameni, ca din unirea celor două tabere să iasă un produs comun. E mama cu tata și vor face copilul. Cam asta se va întâmpla. Din cele două tabere va ieși un rezultat comun în care fiecare își va investi ce are mai bun. Gemenii, se pune capăt unei situații, dar un pic cam hodorong-tronc așa și poate nici măcar foarte corect finalul ăla. Vine cineva și dă un verdict, dar cam aspru, cam tăios, și care pe cineva lasă așa cu ochii în soare, cu gura căscată. E neașteptat, e nemeritat. O critică nemeritată, un atac nemeritat, o judecată, un rezultat, dar nu cel meritat. Și de aia cineva se simte foarte ofuscat, ba chiar rănit, ba chiar jignit, poate voi sunteți acela. Deși puteți fi și cel care rănește, puteți fi cel care aruncă bomba în curtea cuiva, poate fără să vă dați seama, poate e un joc acolo, e o încercare, ia să văd ce iese din bomba asta, dar e o bombă care chiar este detonată. Trebuie să fiți extrem de atenți la momentul adecvat să faceți unele lucruri. Unele lucruri nu se fac în anumite momente, cu anumite persoane și așa mai departe. Dacă nu-i momentul potrivit, situația potrivită, starea potrivită, va ieși la extrem. În loc să iasă o glumă bună și toată lumea să râdă, nu e o glumă bună, este cea mai proastă glumă din care cineva va fi la pământ. De mare atenție la cum controlați aceste energii prea de tot. Chiar dacă vă vine să spuneți cuiva vreo două, chiar dacă vă vine să criticați, chiar dacă vreți doar să spuneți ceva, mare grijă cum o spuneți. Să fie adevărul golgoluț acolo și dacă tot e adevăr, cu diplomație. Este o perioadă în care diplomația este foarte importantă. Orice atitudine francă, directă, tranșantă și dură, chiar dacă este reală, pe cineva va răni profund. Judecați, dar mai cu perdea, criticați, dar mai blând, spuneți adevărul, dar mai cu grijă, pentru că aveți în față niște persoane cam sensibile, care nu sunt pe aceeași lungime de undă a glumei voastre, replicii voastre și o să o ia foarte dur ca atac la persoană și nu o să înțeleagă. Este riscul de a fi interpretat greșit acest atac și în loc să fie o simplă critică sau o atragere a atenției, face din asta un război. Racul, vreți o schimbare în viața voastră? Unii să schimbați atitudinea în plan sentimental. Să schimbați personaj, se poate și asta. Vă gândiți de ceva vreme la un final de relație. Nu mai e nimic în relația aia pe care o construiți de ceva vreme. Și de ce vreți să plecați în acest mediu? Pentru că nu vă mai simțiți prețuiți. Nu e ceea ce meritați. Sunteți judecat pe nedrept, sunteți tratat ca o proprietate, sunteți
dat jos de pe un piedestal, în niciun caz nu vi se dă admirația necesară, respectul necesar, nu mai spun de iubire. Poate mai ales femeile simt această nedreptate din partea persoanelor masculine din viața lor. Și unele femei s-ar putea să aibă curajul, mai ales cu nebunia aia care se întâmplă în fecioară, conjuncția dintre Lilith și Venus și opoziție cu Saturn, e, unele vor zice, nu mai pot, nu mai stau în relația asta, nu mai primesc nimic. Sau poate abia acum conștientizați golul ăsta care există în plan sentimental în viața voastră. Deci ce mai vine de acolo? Nu cumva a murit relația? Nu cumva persoana asta stă lângă mine așa, din rutină, din banal? Sau eu stau lângă persoana asta din lipsă de altceva? Și unele persoane, mai ales femei, așa cum spuneam, vor avea curajul să se ridice pentru fericirea lor. Și cum Marte intră în Scorpion, devine foarte tranșant Marte. Ba chiar și femeile pot deveni foarte curajoase, foarte directe, tăioase. Își cer drepturile. Dreptul la fericire, dreptul la iubire, dreptul la respect, dreptul la ce nu-i mai oferă celălalt și dacă nu-i mai oferă, nu mai stă pe gânduri. Se cam mișcă niște relații către final, în unele cazuri, acolo unde sunt probleme, unde sunteți tratat, așa cum tocmai am spus, unde nu mai sunteți respectați, unde sunteți, vi se dă așa un pic cu țărâita, unde nu mai e nimic din ce a fost cândva și acolo ați început să vă gândiți dacă nu cumva finalul este cea mai bună soluție. Probabil că da. Leul, aveți niște motive de mândrie, de satisfacție, s-ar putea să aveți câștig de cauză într-o anumită situație. Ultimul cuvânt, cam ăsta e sentimentul. Dați ultima replică într-un conflict, într-o luptă de păreri, într-un război. Lovitura de grație finală e la voi. Și ca atare vă atrage și victoria. De-aia aveți și motive de mândrie. Aveți cu ce vă lăuda. V-ați înfrânt un rival, v-ați îndepărtat un inamic sau o piedică în calea voastră și de acum încolo niște lucruri ar trebui să revină la o binefăcătoare normalitate. Posibil să întâlniți pe cineva în acest interval care are acest rol de cheie lipsă în problema care vă măcina și care vă dă pontul, inspirația, trigger-ul, ideea aia care vă ajută pe voi să dați ultimul cuvânt. Poate vă sfătuiți cu el, poate e un exemplu. Vă uitați la acest om și el a făcut asta cândva. A fost tranșant, a fost direct și a dat demisia, a spus adio, a spus vreo două și i-a mers și vă uitați la el și spuneți, situația lui parcă seamănă un pic cu a mea, mă regăsesc în problema lui. Dacă aș face la fel, ce ar fi? Și s-ar putea să faceți, urmându-i exemplu, cum spuneam. Da, un dram de nebunie, un dram de inconștiență, un dram de curaj vă se cere acolo, dar l-aveți. Și vă aruncați așa în arenă să vedeți ce iese. Cu metoda exemplificată de celălalt. Dacă la el a mers, de ce n-ar merge la mine, o spuneți voi. Dacă el a avut succes, de ce n-aș avea și eu? Până acum aveați propriile voastre idei, dar acum parcă îl luați pe acest om ca model, erou. Poate ați citit prin cărți, poate e colegul de serviciu, poate e fratele mai mare, dar ziceți că aș putea face cel puțin ca el, dacă nu și mai bine. Fecioara, vă bate gândul să părăsiți un... poate nu să părăsiți, cât să intrați într-un mediu nou. Un mediu, un grup nou de lucru, un departament nou, un job nou, un grup de persoane. Unde sunteți binevenit, unde vă găsiți loc, unde mai devreme sau mai târziu o să aveți un rol de jucat. De unde plecați? Plecați din anonimat, plecați din tensiune, plecați dintr-un loc în care nu vă mai simțiți bine, de aia vreți să plecați. Și ce se vede la orizont acolo, vă legați toate speranțele, poate prea multe speranțe de nou loc către care vă îndreptați. Plec de aici, că acolo sunt câini cu colaci în coadă, nici chiar așa. Deci un pic reduceți așteptările ca să le găsiți pe ele conform viselor. Orice exagerare poate genera mai devreme sau mai târziu
un eșec sau o dezamăgire. E, ceea ce trebuie să vă setați voi ca obiectiv este o creștere pas cu pas în noua direcție. Nu plec de la jobul ăsta că eram pe salariu minim pe economie, dar mă duc dincolo că vreau dublu. Ei, nu, nici chiar așa. Luați-o încet, mai un 10% în plus, mai un 30% în plus și într-o zi, peste nu știu cât timp, după ce vă veți arăta valoarea, după ce vă veți găsi un loc acolo, că vă veți apuca serios de treabă, veți ajunge și la țelul vostru suprem. Da, vă duceți acolo în noua locație. Ce o fi locația respectivă? Într-o nouă relație, într-un nou job, într-o nouă activitate, într-un nou grup de persoane, dar nu cu ștacheta la maximum posibil, ci la un pic mai sus decât ce lăsați în urmă. Și pe urmă o să vă permiteți încetul cu încetul să tot ridicați ștacheta, să mai urcați un pic și viitorul arată foarte promițător. Merită să faceți schimbarea, orice ar însemna, pentru că e un progres, e un pas înainte, e o treaptă mai sus, atâta doar că cere răbdare și, evident, eforturile de rigoare. Pentru voi, balanțe, se schimbă un pic vibrația, pentru că Marte părăsește zodia voastră. Marte a intrat în balanță la sfârșit de august, a stat acolo toată luna septembrie și iată-te, astăzi părăsește balanța pentru încă vreo 2 ani de acum înainte. Dar lasă în urmă doi musafiri de vază, pe Mercur și Soarele, iar Soarele mai are treabă vreo 2 săptămâni și ceva de acum înainte. Dar sunteți un pic precum nemulțumitorul. Aveți destule în curtea voastră, dar parcă nu vă convine că pleacă Marte de la voi. Cu alte cuvinte, rămâneți fără ceva. Și dați lucrului ăla pe care nu-l aveți, îi dați o conotație esențială. Dacă nu mai am lucrul ăsta, pe mine nu mă mai interesează nimic. Deși mai aveți cu ce? Aveți variante, aveți alternative, aveți rezerve, aveți alte resurse pe care vă puteți baza fără probleme. Dar vă lipsește ceva. Parcă sunteți nemulțumit, parcă sunteți bosunflat, parcă sunteți cârcotaș, parcă vă tot tună și vă fulgeră din cauza unui lucru care s-a terminat. Nu e neapărat o pierdere acolo, cât un final de poveste, un final de etapă. S-a terminat o colaborare, s-a terminat o vacanță, s-a terminat o stare de bine, s-au terminat niște bani, gata, atât i-a fost. Nu o să mai vină de acolo o vreme nimic. Dar aveți în altă parte. Totul e să ridicați ochii din gaura aia sau din coșul ăla care e gol, să ridicați ochii de acolo și să vă uitați alături că mai aveți niște coșuri pline. Să nu cumva să alunecați așa ușor spre o vagă depresie, spre o vagă. Aveți o stare de asta de disconfort din cauza lucrurilor care nu mai este. Vai, nu mai am. E un pic cam ca drobul de sare. Aveți cu ce vă bucura, dar voi vă uitați la drobul ăla de sare că vai de mine îmi cade în cap. Nu o să cadă. Aveți resurse cu care să vă luați toate măsurile de precauție să nu vă cadă niciun drob în cap. Probabil exagerați un pic. Un Marte, un Scorpion, de multe ori exagerează. Toarnă gaz pe foc, face din țânțar armăsar. Și chiar și starea asta voastră de oarecare supărare, nefericire, gol, ce-o fi acolo, clar că exagerați. Nu aveți atâtea motive. O problemă de sănătate vi se pare colosală. Vai, ce tare mă doare, mă seama. Vă doare, dar nu atât de tare pe cât o face să pară. O cheltuială. Vai, ce factură am. Ați mai avut zeci de facturi de genul ăsta. E un vai acolo pe care îl tot spuneți fără motiv. Și s-ar putea să aveți în preajmă niște personaje optimiste, vesele, entuziaste, care încearcă să vă arate jumătatea plină a paharului. Dar voi, nu, nu, nu există. La mine totul merge rău, la mine totul este groaznic. Clar că exagerați. De aceea, sfatul astrologului este să ascultați pe acei oameni din preajma voastră care încearcă să vă arate și jumătatea plină și frumusețea vieții și lumina la orizont și o să fie bine, că așa veți ieși din zona de nu mai am lucrul ăla, descoperind cât de multe alte lucruri aveți în altă direcție sau pe un alt plan al vieții. Scorpionul, sigur că îl așteptați pe Marte cu brațele deschise, gata să faceți o grămadă de lucruri până pe la sfârșit de noiembrie. Iar la sfârșit de octombrie vor mai veni doi aliați în ograda voastră. Deci de prin 23 octombrie până prin 23 noiembrie, activitate nu glumă. Veți planuri mari, vise, scopuri, țeluri de atins, vă înarmați așa cu
Acum doar vă puneți ștecherul în priză. Marte intră în curtea voastră și când l-ați văzut, treci, du-te și încarcă bateriile, că sunt descărcate. De când n-ai mai fost pe aici, îi spuneți voi lui Marte, n-ai mai fost de 2 ani pe la mine prin zodie. Celelalte planete au mai fost și anul trecut. Dar Marte nu. Marte îi trebuie 2 ani să facă un tur complet al zodiacului să se întoarcă. Încât îl așteptați așa, ca pe salvatorul vostru. Mamă, ce bine că ai venit! Bun, nu pe Marte l-așteptați, nu-i deschideți ușa lui Marte și-l vedeți dincolo. Vine ceva, vine un suflu nou, vine un aer proaspăt, vine un vibe nou care vă încarcă, vă scoate din zona de așteptare, de pasivitate, de hibernare, de nimic nu se întâmplă, de lene, de comoditate. O vreme așa, parcă a stat în planul 2. Mă apuc eu, mă apuc eu, spuneați voi. E, și de acum nu mai aveți nicio scuză. Iar de la sfârșitul lunii nici atât. Pentru că începe perioada voastră în care veți dudui, nu alta. Motoarele voastre au multă activitate și totul începe acum. Ideal ar fi chiar astăzi, când intră Marte, unul din părinții voștri alături de Pluto, când intră Marte la voi în ogradă, să vă setați un enorm obiectiv. Dacă îmi zic enorm, de-a dreptul, ceva care vă aduce fericire, ceva care vă împlinește, ceva ce așezați voi sus pe cel mai înalt piedestal al vieții voastre. Având după aceea răbdarea necesară și punându-vă în joc toate resursele să ajungeți acolo. Mai ales țelul vostru într-un astfel de moment este acela de a ieși din planul 2. Dacă v-ați simțit pe undeva, în spatele cuiva, cu un pas înainte, în spatele cuiva, cu un cap mai jos decât alții, deci acolo unde simțiți nevoia unui pas mai sus decât înainte, unei creșteri, unui progres, unei relansări, unei afirmări, să cadă lumina pe voi altfel decât înainte, ăsta e momentul. Marte vă îndeamnă, vă deschide ușile, vă deschide ferestrele, vă aprinde lumina, vă arată, vă îmbărbătează, vă încurajează, deci aveți tot ce vă trebuie pentru succes. Ieșind din zona aia, e la extrem, până mai ieri erați așa precum un urs care hiberna în bârlog, și dintr-o dată ursul ăsta iese afară și mamă ce frumos este în jur. Are atâta treabă ursul ăsta, timp de măcar o lună. Da, măcar o lună. Un vis mare la orizont, un mare scop de atins, un mare examen, un ceva colosal către care vă veți îndrepta toată atenția și poate ieși de minune dacă puneți toate aceste energii la treabă. Săgetătorii, pentru voi vi se inoculează așa o frică, o grijă, un stres, poate total inutil. În unele cazuri, grija aia poate să atenționeze că există pe undeva o problemă și va trebui timp de vreo lună de acum încolo să vedeți ce e acolo, să săpați, să cercetați, să întrebați, să dați un văl la o parte de neclaritate. De fapt, alungați frica. E poate chiar grija legată de o situație a trupului, de sănătate. Măi, mă doare ceva, nu mai dorm bine, sunt prea obosit. Posibil pentru unii să fie o atenționare că pe undeva în organism s-a infiltrat ceva. O slăbiciune, un dezechilibru, un exces pe care l-ați făcut și care trebuie remediat, vindecat, eliminat, descoperit până una alta. Și asta veți face timp de o lună până de acum înainte, până vor intra toate aceste planete după aceea în zodia voastră, veți săpa după sursa anxietății este a voastră, a grijei, a stresului. Vă simțiți ciudat în trup, în organism. Măi, nu mai spun mental și psihic cum vă simțiți. Măi, ce-o fi? Multe întrebări și cine caută găsește, cine sapă descoperă. Posibil, pe undeva să fie o mică problemă care se cere analizată. Și când am zis analizată, clar că primul pas este să vă faceți niște analize sau un drum la medic. Nu înseamnă că e ceva grav, dar poate să fie ceva care dă semne acum sau poate deja a dat semne și le-ați ignorat. E acum s-ar putea semnele astea, luminile astea din bord să fie un pic mai vizibile, mai tare sună ro-alertul ăla decât înainte. Până acum era, s-ar putea să fie ceva, e acum începe să fie, este, du-te și rezolvă, du-te și caută, du-te și verifică, du-te și ia pastile, apucă-te de ceva ce n-ai făcut.
Da, poate și o schimbare pe care trebuie să o faceți în viața voastră. Poate nu neapărat un tratament sau poate o schimbare de energie. Undeva stagnați, undeva erați blocat, undeva nu vroiați să faceți ceva, în alte parte nu puteați să faceți ceva. Stăteți în fața unei uși așa și spuneați, a, nu se poate, ușa asta e închisă. Nici nu mă chinui să bat la ușa asta, ziceați voi, că e închisă, clar. E, pasivitatea asta, Universul, va atrage atenția că nu e bună. Într-o astfel de situație, nu abandonul, nu așteptarea, nu pasivitatea este soluția, ci dimpotrivă, fă ceva chiar dacă ușa e închisă. Caută soluții, caută abordări, schimbă metoda. Și veți căuta o schimbare care să vă scoată din zona aia de nu se poate. Lucrul ăsta este posibil. O relație nu mergea, schimbați relația dacă vedeți că nu merge sau schimbați atitudinea. Un regim de viață nu vă mai face bine, schimbați regimul de viață. Un aliment nu vă face bine, dați-l afară. Deci e nevoie de niște decizii de alea foarte tranșante, foarte curajoase, de alea de la care nu aveți voie să vă abateți, nu de alea care astăzi decideți și mâine, e, lasă că mănânc din nou zahăr. Ieri am zis că nu mai mănânc zahăr și m-am ținut, 3 zile m-am ținut și m-am simțit bine, dar a patra zi, e o prăjitură acolo, vreau. Tentația există, e foarte mare tentația în perioada asta, mai ales în tot ceea ce ține de regim alimentar. E, dacă, e un exemplu, dar sunteți gata, gata să renunțați la o idee foarte tranșantă, gata, de azi înainte mă țin, de sport, de muncă, de citit, de studiat, de mers pe jos, lucruri de alea care v-ar face bine, sunteți conștienți că e bine, dar există și reversul medaliei, un pic de lene, un pic de oboseală, un pic de da, n-am chef acum, e nu, va trebui să vă țineți, că își va arăta efectele în timp, nu azi, nu mâine. E ceva care trebuie făcut după aia așa să devină un fel de obișnuință, o rutină, să nu vă abateți. Dacă tot ai hotărât să mergi pe jos la serviciu, pe jos mergi la serviciu. Dar plouă, nicio problemă, mergeți pe jos la serviciu, metaforic vorbind, ceea ce v-ați hotărât să faceți, să duceți, orice ar fi. Capricornul este un vis nou, se naște la orizont pentru voi. Mamă, cât de mult vă doriți un lucru și dați conotații colosale acelui lucru. Diceți, acolo e fericirea mea. În momentul când voi cuceri vârful ăla, o să-mi pun numele pe vârf și o să pun și un steag pe pisc acolo. E un vis greu, nu zice nimeni că îl atingeți ușor, dar e și foarte motivant ce vă așteaptă. E interesant ce vă așteaptă acolo departe. Vă simțiți în stare, cu alte cuvinte. Nu e o utopie, nu e o iluzie, nu alergați după cai verzi pe pereți. Puteți să ajungeți acolo, evident, cu adunarea tuturor resurselor către singura țintă pe care v-ați propus-o. Vă setați un mare obiectiv, care probabil încă e destul de departe, poate dura săptămâni, luni până ajungeți acolo, dar și ambiția voastră crește parcă cu fiecare pas care vă duce mai departe. Parcă fiecare mic episod care trece de la start până veți ajunge la destinație nu e altceva decât o cărămidă în plus. Nu e un pas înapoi, voi mai faceți un pas înainte și încă un pas înainte. Se adună. Sunt mici succese parțiale pe parcurs care vă vor duce la ținta finală. Nu este un urcuș direct, așa ca din pușcă. Nu v-ați propus Everestul într-o zi. V-ați propus ținta acolo, la 8.000 de metri. Dar urc la 500, urc la 1.000, 1.500, cât un pic, cât un pic. Indiferent ce înseamnă asta. Din aproape în aproape. Cu victorii minore până acolo. Și astea sunt foarte motivante. A, am ajuns aici, pot și mai departe. A, am ajuns, pot, pot, pot. Deci un fel de urcat din treaptă în treaptă către ceea ce v-ați propus, dar e foarte promițător. Credeți cu tărie în visul vostru și cu ambiția de rigoare veți ajunge acolo. Vărsătorul. Aveți o discuție cu un personaj aparent plăcut, simpatic, amuzant, dar vă sună vouă clopoțelul să nu prea aveți încredere în această persoană. Probabil, deocamdată sunteți foarte rezervat,
foarte reținut, parcă stați așa cu o sprânceană ridicată și îl analizați să vedeți cu ce se mănâncă, ceea ce propune el. Poate să propună o afacere, poate să propună un plan comun, poate să vă propună o aventură sentimentală, dar sunteți foarte reticent. Parcă v-ați frit altă dată și acum așteptați dovezi, ceva de genul incitant, interesant ce spui, nu zic nu, dar vreau niște dovezi, vreau, arată-mi, demonstrează, vreți să facă ceva respectiv, v-ați cam săturat de promisiuni, vise, chestiile astea și o să facem și o să dregem. Parcă așteptați să deschidă el poarta, să facă niște pași în direcția aia și pe urmă să-l urmați și voi. Sunteți neîncrezători. Da, poate și dintr-o experiență anterioară, care poate aceeași persoană sau altă persoană a promis tot așa marea cu sarea și a făcut un mare eșec sau un mare fâs în toată povestea. Ceva vă spune să nu credeți în vorbe mari, în promisiuni mărețe, în planuri de astea colosale, inclusiv declarații de dragoste, inclusiv complimente de astea, că s-ar putea unii să umble și cu cioara vopsită. Și de aia presimțirile voastre sunt că acest om urmărește ceva. Peste câteva zile o să descoperiți dacă realmente urmărește sau nu. Odată cu eclipsa. Probabil eclipsa o să vă arate un mare adevăr. Poate și în strânsă legătură cu acest om. Și de aia stați așa în expectativă. Îl observați de pe margine, așa, cu ochi critic și foarte atent. Nu lăsați să facă orice, dar stați cu ochii, îl supravegheați să vedeți. Este adevărat ce spune, propune, promite și așa mai departe, sau e doar praf în ochi care doar urmărește ceva în interes propriu. Voi pești s-ar putea să ajungeți la un final de etapă, proiect, activitate și simțiți nevoia să celebrați. E recepția, inaugurarea, finalul, bairamul de la final, e sărbătoarea că s-a terminat, e banchetul de final de școală, e final, e momentul în care toată lumea simte nevoia să se bucure că s-a terminat ceva, cu bine, evident. S-a încheiat o etapă de viață la urma urmei pentru voi, cum am zis, un curs, o tabără, un congres, o conferință, ceva care probabil a adunat multă lume la oaltă și poate a și durat ceva vreme, nu ceva care v-ați întâlnit azi și tot astăzi vă despărțiți. Poate să fie o etapă la care ați conlucrat cu mai multe persoane, ați trăit în același mediu, ca atunci când termini școala, studenția, tabăra, v-am dat deja exemple, în care se lasă poate chiar cu un pic de distracție, poate chiar cu o ieșire în oraș, cu un banchet festiv, cu niște daruri, cu niște cadouri, cu niște diplome, cu niște trofee, poate chiar. Parcă e o festivitate de premiere. Da, cam așa este. În care s-ar putea și voi să jucați un rol esențial. Și voi sunteți cel apreciat și voi sunteți luat în seamă. Deși poate să fie un lucru în care toți erați egali, de un curs erați toți egal, dar voi parcă sunteți așa mai cu moți, primiți niște lauri pentru ceva. O notă bună, sunteți pe podium, v-ați remarcat între acești oameni, v-ați bucurat de o anumită popularitate, ați fost recunoscut ca lider, ca cel mai bun într-un anumit plan și asta vă atrage atenția lumii asupra voastră. Se vorbește despre voi, da. Sunt vorbe bune la adresa voastră, aprecieri, laude, tot ce vă încântă. Succesul ăsta vă pune lumina multora și de aia sunteți și pe buzele multora pentru ceea ce ați realizat. Poate este un succes comun acolo, dar în care totuși voi ați jucat un rol central, marcant, liderul, deschizătorul de drumuri, inițiatorul, deci nu sunteți un figurant în grupul respectiv, ci un personaj care a atras multă lume alături și acum, la final, vi se recunosc meritele, dar vi le recunoașteți reciproc. Și voi culegeți niște lauri, dar și ceilalți care au fost alături de voi au ceva de câștigat și de aia bucuria este comună. Așa că poate, se poate lăsa cu muzică, cu dans, cu ceva bun la restaurant sau cu
o listă întreagă de numere de telefon și de ID-uri de Facebook, pentru că v-ați mărit cercul de prieteni și de cunoștințe de care vă veți folosi în viitor, în sens pozitiv. Asta este ziua de 12, joi. Nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe site și să ne vedem cu bine și mâine.